găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live de 3 ori campioană mondială sau, ca să o citez, de 2 ori când era mai mică și una mai zilele trecute undeva pe la sala polivalentă la începutul lunii noiembrie. Campioană mondială la karate, de aceea am promis că voi fi extrem de cuminte, întrebările vor fi cât se poate de civilizate, în același timp și studentă la englezo-japoneză. Atenție, mare de tot. Stăm de vorbă despre toate acestea. Ea nu crede că o să treacă 45 de minute extrem de repede cu Ana Maria Balaș. Să rămână, bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc de invitație! Noi mulțumim că ai acceptat. Te-am luat de la școala online? Da. Da? Sunteți vinovați pentru lucrul ăsta. Ai zis că nu ți-ai văzut decât foarte puțin colegii? Decât cartofi? Jumătate de semestru. Atât? Atât. Deci acum profesorii se pot uita online la noi? Da. Dacă nu sunt pe... Ana, o luăm cu începuturile? Da. Nu ești prea în etate, dar cum ai ajuns la karate? Cum am făcut karate? Îmi aduc aminte o poveste interesantă când eram mică, deși cred că inconștient, subconștientul meu a ascuns-o. Mi-a povestit și mama mea recent. Am încasat o mini bătaie când eram mică, la vârsta de 8-9 ani de zile. Cred că acesta a fost primul pas spre a putea să mă apăr și a face un sport de contact. După care restul a venit de la sine. Am primit un flyer și m-am înscris la karate. Dar tu erai copil atomic de mică? Am fost și sunt întotdeauna atomică. Bun, am înțeles că ai ascuns cărți. E adevărat, recunoaște. Ai ascuns cărți și ai trecut pe la mai multe sport. Adică karatele n-au fost prima opțiune, nu? Nu a fost prima opțiune. Adică părinții au încercat să mă scape de tine? Au încercat să mă trimită la foarte multe activități ca să-mi ocup timpul, să nu mai fac alte probleme acasă, în principiu. Așa făceai? Da. Bun. Ai trecut pe la... Înainte de... Am făcut basket, am făcut handbal. Toate sporturile pe care le-am practicat am încercat să le duc la nivel de performanță. Handbal în echipa școlii, basket în echipa școlii. Am făcut chiar și balet, până m-a dat profesoara afară de la cursuri. Acolo m-a dat profesoara afară, n-am fost... Nu. Da. E și o poveste amuzantă. Era un spectacol cu lebăda neagră. Și au ales aproape toate fetele, în afară de mine. Deci doar eu nu eram lebăda neagră. Și am plecat din sală și am zis că nu mai veni niciodată la balet. Și am plecat singură la 6 ani, 7 ani de zile. Și cam asta a fost, m-a dat afară. Ai fost dat afară de la balet? Da, adică... și de la șah. Bun, de la balet înțeleg, dar la șah le-ai dat cu tabla în cap? Nu, sau nu, cu, nu, ce, cu piesele, ai spus nebunul, ce-ai făcut? Nu. Mama a încercat să mă îndrume și către astfel de sporturi care necesită inteligență și mulțumesc și ia, acum înțeleg, matură fiind. Însă eu nu aveam aceeași maturitate atunci și la vârsta de 7-8 ani de zile mă prefăceam că nu știu să scriu ca să îmi scriau colegii. Spuneam că doamna profesor n-am învățat încă să scriu la școală, am fost dată mai de mare și nu știu să scriu. Și îmi scria profesoara. De asta elevii. Cu ascunsul cărților te faci că nu înțelegi, ai zis-o de 2 sau de 3 ori. Eu cărți, nu mai țin minte lucrul acesta, cum le ascundeam când eram mică. Halul ăsta erai că ascundeai cărțile? Adică, probabil erau prea plictisitoare pentru mine. Probabil le-am citit și le-am ascuns și am zis că vreau altele. Bun, deci am lămurit. Ai trecut pe la toate sporturile? Aproape. Fotbalul am încercat. Nimic? Nu. Nimic? Nu. Dar spatele blocului ai avut? Da. Am avut copilărie până la 12 ani ca un băiețoi. Am jucat fotbal. Jucai fotbal. Jucam fotbal, jucam tenis, eram în spatele blocului. Păpuși ai avut? Nu. 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 Mașinuțe, pistolașe. Bun, deci te explic. Bun. Și am ajuns la karate. Da. La etatea de 8-9 anișori. Da. Prea devreme, prea târziu, cum e la karate? Adică orice sport de performanță îl începi? Depinde de copil și de capacitatea lui. La tine știm. La mine a fost ok. 8-9 ani de zile, a fost în regulă. Da. Am putut să fiu conștientă de faptul că am un program, trebuie să fiu oricum organizată, să ajung la timp, că trebuie să am un antrenor ale cărui reguli trebuie să le ascult. Deci la vârsta eram conștientă de lucrurile astea și a fost în regulă pentru mine. Bun, a intrat acolo în sală, copii mulți, cum era pe vremea sau cine se ducea la karate? Atenție, fără a încerca aici să diminuăm din merite și din, adică cine se ducea la karate? Cine se ducea la karate, cred că cine se duce și acum. Copiii care au probleme cu greutatea, copiii care au probleme la școală. Hai să nu ne luăm de cei care au probleme cu greutatea. Da, nu ne luăm de ei. Eu care am fost într-o altercație. Da, dar am văzut că sunteți foarte mulți, iartă-mă, sunteți mulți la un astfel de concurs. Da. Adică nu vin... Da. Au fost 20 de țări, cât au fost? Sunt cei care acum își doresc să practice și să aibă performanțe. Au depășit puțin etapa de
plăcere și de antrenament. Bun, mama când te-a dus pe la toate astea, măi mămică, tu numai la karate ai putut să te oprești? Adică, nu, mama nu a fost de acord să fac karate. Păi asta zic. Părinții mei nu au fost de acord cu acest sport de la început. Mămică, toate unde te-am dus tu la karate te-ai oprit? Este chiar amuzant. Prima dată când am vrut să mă duc la acest sport, am aflat printr-o prietenă, m-am rugat de mama mea, cred că în jur de câteva ore, în care am și plâns, nu voia să mă lase, considera că sunt fată, cum e percepția și în ziua de astăzi, că e prea agresiv, că nu e un sport de fete, pățânată și dorind să îmi scot din cap doar practicând. M-am dus, bineînțeles, am reușit să o conving și de acolo pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Cum am venit, mi-a plăcut și nu cred că am ratat, nici de ziua mea nu ratam antrenamentele. Deci am fost foarte consecventă. Te-ai văzut un Chiminău din ăla din prima zi? Nu. Plăcerea și pasiunea a venit pe parcurs. Din fiecare zi cât descopeream mai mult din acest sport. Mi-a plăcut și antrenorul foarte mult, mi-a plăcut și atmosfera și colegii. Toate s-au legat foarte bine. El nu e numai un sport, sau ea, că e doamna karate, nu e numai un sport, adică e ceva și mental și niște chestii de... Da. Nu este doar un sport. Cred că fiecare, ca o mamă, tindem să ne lăudăm sportul pe care îl practicăm și considerăm că e cel mai bun, cel mai frumos. Așa o să-mi susțin și eu acest sport, arte marțiale, îl consider nu doar o șansă de a practica și de a te antrena fizic, ci și o modalitate de a-ți atinge echilibrul dintre psihic și fizic. Aici ne-am pierdut un picuț, dar mă rog, dacă tu spui că deci între psihic și... Glumesc, desigur. Așa am ajuns la concluzia până la vârsta asta, da. Bun. Am înțeles. Începem cu concursurile. Deci la început pare o joacă, nu? Sau era o joacă la 8-9 ani. Așa trebuie să fie când ești mic, să fie la nivel de competiție o joacă. Când ți-ai dat seama că încep să faci o carieră din treaba asta? Că încep să fac o carieră. Da, adică să... Nu știu dacă e mult spus carieră, dar... Am înțeles. Când n-au mai fost o joacă? Păi eu pot să spun că foarte devreme. Primul meu concurs a fost după câteva luni de karate. Și ai luat bronz. Da. A fost prima și singura mea medalie de bronz. Prima mea bătaie. Eu de atunci pot să zic că mi-am dat seama că în sportul acesta vreau să excelez și să îmi folosesc toate resursele pentru a fi cea mai bună. De atunci când am pierdut. Și din momentul ăla n-ai mai pierdut niciodată? Aba da, am mai pierdut. Dar ți-ai pus așa un... Da. Da? Da. Un Everest? Da. Domnule, să iau tot timpul medalia de aur sau să fiu dintre cei mai buni. Nimeni nu e ai plâns atunci? Da. Îi plâng de fiecare dată. Dar stai un pic, stai, că iarăși m-ai pierdut. Deci tu la câteva luni de practică, să zicem, tu voiai deja gata să iei medalia de aur sau să câștigi? Da. Adică de ce ai fost dezamăgită că ai luat doar bronzul? Nu neapărat medalia în sensul trofeului. Să nu te bate nimeni. Da, voiam să am capacitatea să pot să fiu cea mai bună la ceea ce fac. Deci, mămică, tu de la început ai fost în alta luat. Da. Nu? Adică cum sunt toți sportivii de performanță, nu doar eu. E o caracteristică generală a unui sportiv de performanță. Dar nu te prinde, adică să nu încerci. Nu, oricum e distanța optimă între noi, n-ani, nu acum. Au început concursurile. Greu să duci și sportul de performanță? Că asta e o întrebare pe care o primesc toți sportivii. Din perspectiva... Adică în clasă aveai unii care nu făceau sport? Da. Și care nu adormeau pe burtă? Da. Și care aveau timp să-și facă temele? Greu din perspectiva... oamenilor din exterior, faptul că am ținut pasul și cu școala și cu sportul, am și excelat, din perspectiva mea care fac lucrul acesta din pasiune, nu consider greu și nu consider un efort. Îl fac cu toate resursele și cu toată mulțumirea sufletească. Urmărește Antena Sport pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok și abonează-te la canalul nostru de YouTube. E spectacol!